Deschidem cuvântul lui Dumnezeu într-o pildă, la o pildă foarte frumoasă din Matei capitolul 25, pagina în Biblie 954, pilda celor 10 fecioare. Atunci împărăția cerurilor se va semăna cu 10 fecioare care și-au luat candelele și au ieșit în întâmpinarea mirelui. 5 din ele erau nechipzuite și 5 înțelepte. Cele nechipzuite, când și-au luat candelele, n-au luat cu ele unt de lemn. Dar cele înțelepte împreună cu candelele au luat cu ele și unt de lemn în vase. Fiindcă mirele zăbovea, au ațipit toate și au adormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare: iată mirele, ieșiți în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelepte: dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Cele înțelepte le-au răspuns: nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând unde lemn și cumpărați-vă. Pe când se duceau ele să cumpere unde lemn, a venit mirele. Cele ce erau gata au intrat cu el în odaie de nuntă și s-a încuiat ușa. Mai pe urmă au venit și celelalte fecioare și au zis: Doamne, Doamne, deschide-ne! Dar el, drept răspuns, le-a zis: adevărat vă spun că nu vă cunosc. Vegheați, dar, că nu știți ziua, nici ceasul în care va veni Fiul omului. Amin. Ocupăm locurile. Alex, dă-mi un pic apa aia de acolo de jos. Mi s-a uscat gura, i-am zis, nu știu de ce, ultima vreme mi se uscă gura. Am băut apă într-o biserică, mi-am permis, marți am primit telefon, unde mi-am permis să beau apă în biserică. Sper ca să nu mă sune, Alex. Mulțumesc pentru înțelegere. Ciudată nuntă, nu? Ați mai fost vreodată la o nuntă fără dată? Adică cineva să vină la tine și să zică: uite, te invit la nunta mea. Și tu, când deschizi plicul cu invitația, să te uiți la dată și să nu fie dată. Care dintre voi ați mers la, sau ați merge la asemenea nuntă? Știți că nunta mielului așa va fi? Este singura nuntă fără dată. Citisem că în Israel un tânăr cu o tânără, când se logodeau, logodna ținea un an de zile. Viitorul mire, logodnicul, timp de un an de zile trebuia să meargă să anexeze o cameră la casa părintească sau să construiască o casă. Viitoarea mireasă, logodnica, trebuia să stea pe lângă mama ei și să învețe să fie supusă soțului ei. Mireasa cunoștea vremea, adică săptămâna. Ea nu știa nici ziua, nici ceasul, știa săptămâna doar. Mirele putea să vină la începutul săptămânii, la mijloc sau la sfârșitul săptămânii. Ei bine, în momentul în care se auzea strigarea: iată mirele, ieșiți în întâmpinare, mireasa n-a vrea voie să spună: auzi, nu mai stai puțin la ușă, nu-s pregătită încă. Deci încă nu mi-am pregătit sculele, nu mi le-am pregătit, nu mi le-am aranjat. Mamă, unde-mi sunt pantofii? În momentul în care mirele venea și își găsea mireasa nepregătită, avea dreptul să rupă logodna și nunta să nu mai aibă loc. Pilda aceasta vorbește despre două categorii de fecioare. La fel cum în această seară sunt două categorii de oameni: imaginari și reali. De fapt, termenul pe care îl folosește Biblia la nechipzuință aici este prostie. Tocmai este și titlul mesajului meu. E simplu: prostia care te bagă în iad. Știi că poți ajunge în iad de pe băncile bisericii pentecostale baptiste? Știți că împărăția cerurilor va fi o împărăție a surprizelor. Oameni la care te așteptai să fie în cerul lui Dumnezeu nu vor fi. Și oameni la care nu te-ai fi așteptat niciodată să fie în cer vor fi acolo. V-am spus că se împarte în două pilda aceasta, cu nechipzuite și înțelepte, la fel cum se împarte în două biserica din această seară, cu oameni imaginari și reali. De fapt, ce înseamnă imaginarul? Imaginarul înseamnă o imagine pe care dumneavoastră v-ați făcut-o despre mine. Atât timp cât am venit la voi și eu despre unii dintre dumneavoastră, dar știți că s-ar putea să nu fie realitatea?
Dacă știți, dacă vreți să știți cum este Marius acasă, întrebați-mi copiii, întrebați-mi soția. Și o să vă spună ei cum este Marius acasă. Nu mă întrebați păstorul din biserica din care vin, nici pe Dorel, pentru că Dorel o să vă spună că Marius este un băiat bun. Imaginarul este omul care cu mașina în trafic, știți că la un moment dat aveam un trend noi, pocăiții, peștele pe mașină. L-am întâlnit și din ăștia în trafic. Doamne ferește! Ăștia trebuie să-și pună rechinul, nu peștele. Și vine în biserică și mâini pe sus, și îndemnuri, și cântări. Este o vorbă de-a mea, știți că adevărații actori nu sunt la Hollywood? Știți că adevărații actori sunt printre noi? Știți că unii joacă rolul de ani, de zile, de zeci de ani, de soți buni, de creștini ok, unii joacă rolul. Ăștia sunt imaginarii, oameni imaginari. Cum ești bine? Ăștia au dialectul ăsta îngeresc încă. Lăudat să fie Iisus Hristos, Domnul bun. Dar s-ar putea să nu fie realitatea vieții lor. Dacă o cruce a împărțit istoria în două, vine vremea când o ușă va împărți veșnicia. S-ar putea să fie aici și într-o zi să te întâlnești cu tragicul moment al respingerii. Nu te cunosc. Va fi cel mai dureros glas pe care îl vei auzi în ziua aceea. Nu te cunosc. Când prostia te bagă în iad? În primul rând, când lași pe mâine tot ce poți face astăzi. Spune Biblia că cele nechipzuite, adică acele fecioare proaste, n-au luat cu ele și un de lemn în vase. La un moment dat, un cercetător al Bibliei a luat cuvântul acesta și a zis, băi, vreau să aflu din Biblie care este cel mai periculos cuvânt din Scriptură. A luat Biblia de la Genesa până la Apocalipsa și a ajuns la concluzia că cel mai periculos cuvânt din Biblie este mâine. Cum zice Duhul lui Dumnezeu, astăzi, dacă auzi glasul Lui, nu se împietri inima. Va fi cea mai mare prostie a vieții tale. Fiind aici cu adicția, fiind aici cu păcatul, fiind aici cu lucrurile care te robesc, în mijlocul acestui har extraordinar, apropo, cred din toată inima că Duhul lui Dumnezeu este aici și lucrează. Să întorci spatele și să pleci de aici neschimbat de prezența lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. La un moment dat, Moise, pentru că a doua plagă pe care o lăsase Dumnezeu peste Egipt au fost broaștele, spune cuvântul lui Dumnezeu că într-o zi faraon s-a trezit cu broaște în dormitorul lui, în bucătăria lui, în livingul lui, în oalele lui, peste tot, tot Egiptul broaște. Cine-s responsabil? Moise și Aron. Să vină Moise și Aron la mine, a zis faraon. Băi, oameni buni, mi-ați umplut Egiptul de broaște. Rugați-vă lui Dumnezeu să scap de ele. La care Moise îl întreabă, când vrei? La care faraon îi zice, mâine. Și sunt o grămadă de oameni și unii dintre voi care acceptă să mai stea încă o noapte cu broaștele doar de dragul amânării. Cât vrei să mai stai cu adicția? Cât vrei să mai stai cu păcatul? Ascultă-mă ce spun astăzi. Dumnezeu oferă oportunități, nu noi. Dumnezeu pregătește contexte, nu noi. S-ar putea ca Dumnezeu mâine să aleagă să nu-ți mai vorbească. S-ar putea ca să fie ultima seară în care Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, străpunge inima ta și vibrează în inima ta cuvintele Lui astăzi. Într-o zi, biserica noastră ne-a îmbătrânit cu comitetul și am luat hotărârea să-l excludem pe un bărbat din biserică. Și a lăsat soția și s-a dus cu alta. L-a sunat, l-a căutat, ne-a dat ignor la toate. Am zis, va trebui omul acesta exclus. Venisem de la Suceava într-o seară exact după lucrurile astea și la un moment dat intru într-o spălătorie de mașini cu self-wash. Am început să-mi spăl mașina și el atunci și-o terminat de spălat. El s-a uitat la mine și m-a făcut că nu mă vede. Eu m-am uitat la el și m-am făcut că-l văd bine. Am mers spre el, el a venit spre mine. Încă mai avea dialectul îngeresc. Frate Marius, Domnul să te binecuvinteze.
Mi-a deschis brațele, l-am îmbrățișat. A făcut un pas în spate și am zis, te rog frumos să vii acasă. Vino acasă, i-am zis, nu ești fericit. Așa e, frate Marius, nu sunt fericit. Dar cât este de mare, mi-a zis el, dragostea lui Dumnezeu. Și am zis, dragostea lui Dumnezeu este fără margini. Dar nu uita un lucru, harul are limite. Limita harului până când ai cu mașina într-un pom. Limita harului până când faci stop cardiorespirator. Limita harului până când te culci seara și nu te mai trezești dimineața. Anul trecut am fost la cel mai dureros priveg din viața mea. Mi-a părut rău că am mers la privegiul acela. Un tânăr de 24 de ani era într-un sicriu. Soția lui lângă el. Părinții lui zbierau, urlau. Biserica îndurerată. La 18 ani a zis maică sa. Zice, bă copile, ai 18 ani. Prietenii tăi sunt foc pentru Hristos. Tu ce faci, mama, în timp? La 19 ani același lucru. Bă copile, ce faci? Trece viața, trece tinerețea. Mama, în timp. S-a căsătorit cu o fată din lume. S-a dus în Franța și a venit vara trecută cu niște bani la el să facă ajutorare. A intrat în casă și a pupat mama, a intrat în baie, n-a mai ieșit. La 24 de ani a făcut stop cardiorespirator. Tu crezi că ești mai grozav? Ai poruncit tu inimii tale să bată azi dimineață. Care și-a setat inima dintre voi? Spuneți, care? Care și-a resetat rinichii? Care și-a resetat creierul? Ascultă-mă, ești tânăr, tânăr aici. Acum când ar trebui să-ți dai toată vlaga pentru Iisus Hristos, acum când ar trebui să-L slujești și să-L iubești, când vrei, când ești în cârjă, că nu mai poți, că nu mai poți face absolut nimic, când ești pe orizontală, cu ficatul praf, cu rinichii praf, cu coxatroză, atunci vrei să-L slujești pe Dumnezeu, e târziu. Când te cheamă Iisus, chemarea Lui nu mai necesită amânare. I-a zis un cărturar, Doamne, te voi urma oriunde vei merge. La care Iisus Hristos i-a zis, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului n-are unde își pune capul. Un altul care era din ucenicii lui i-a zis, Doamne, lasă-mă mai întâi să îngrop pe tatăl meu și pe urmă te voi urma. La care Iisus Hristos spunea, eu sunt prioritate și prioritate înseamnă a face un lucru înainte altui lucru. Pentru unii dintre voi, Hristos este pe locul 2, dar ascultă-mă ce spun. Dacă Hristos nu va fi pe primul loc, nu va fi nici pe al doilea, nici pe al treilea, nici pe al patrulea, pentru că numai diavolul se mulțumește cu procente. Hristos vrea 100%. Am stat de vorbă cu un băiat pe care un prieten de-a meu l-a dus la biserică 6 luni de zile. Gândiți-vă, 6 luni de zile, un băiat care oarecum încerca să-L caute pe Dumnezeu, dar în felul lui. Am stat de vorbă cu el, Adi îl chema și am zis, Adi, tu trebuie să te întorci cu toată inima la Dumnezeu. La care el avea cumpăna ca și Irod. Când îi predica Ioan Botezătorul și nu predica ca mine. Vreau să vă spun că omul ăsta nu curăța la nimeni absolut. Era o voce, nu un ecou. Noi câteodată ne permitem să fim ecouri, nu voce. E dureros. Era o voce, nu un ecou în pustie. Și predica Ioan Botezătorul și Irod se ducea să-L asculte, zice că mergea să-L asculte, îi plăceau predicile bune, așa cum îți place ție, dar încă nu te-ai schimbat. Fac o paranteză aici, îmi zicea un prieten de-a meu, zice, băi, au venit la mine un băiat și o fată, doi tineri, și au zis, acestui prieten care e un predicator destul de cunoscut, i-au zis, măi, le-au zis acești doi, cuplul ăsta, te urmăm oriunde te duci, unii ești tu, suntem și noi. La care el a zis, aveți copii? O, zice, noi nu suntem căsătoriți. Și a zis, Doamne, nu sunteți căsătoriți. Nu, frate, dar ne plac predicile tale extraordinar de mult. Și avea cumpăna băiatul ăsta. Pe de o parte era vocea lui Dumnezeu care îl chema și pe de altă parte era vocea Irodiadei. Pe de o parte era vocea lui Dumnezeu prin Ioan și a zis, nu ți este îngăduit să trăiești cu soția fratelui tău Filip în adulter. Pe de altă parte era vocea plăcatului de o clipă a Irodiadei. A mers la poși rugăciune într-o vineri și soția mea în săptămâna aceea înainte de poși rugăciune a avut o vedenie de noapte cu un pește mare negru care era pe bancheta mașinii unde eram, s-a necat și scuipa sânge.
N-a știut ce înseamnă. Ne-am dus la Vatra Dornis, dar ascultați-mă ce vă spun. Adi era pe bancheta din spate a mașinii noastre, acest băiat de care vă spuneam, și dus și întors. Ne-am întors într-o duminică seară, într-o duminică de iarnă, de ianuarie. Luni dimineața, spre amiază, primim un telefon. Adi a murit. Și am zis, cum să moară Adi? E imposibil să moară Adi. Știți cum a murit? A gândit ca mulți care și-au distrus nu doar viața, ci veșnicia. Și-au ratat-o. Așa. Și la un moment dat, știți cum a murit? A zis, astăzi și mâine mă pocăiesc. S-a dus cu vechii lui prieteni. Știți cum e românul stăpân pe un pahar? Da, zice, românul e stăpân pe un pahar. La 1, 2, 3, 5, 10. Deja le rodea stomacul. S-a dus la farfuria cu cartofi prăjiți și a luat un cartof să mănânce. L-a băgat în gură și de bea ce era nu i-a mai putut da drumul. A căzut jos. În timp ce el murea, prietenii lui făceau poze și îl filmau, credeau că glumește. Pentru că o grămadă de tineri cu potențial și bărbați și femei au astupat gura conștiinței cu palma cuvântului. De mâine, de mâine, ca și Felix, asupra acestor cuvinte, Marius, te vom asculta altă dată. Doi, când prostia te bagă în iad. Spune cuvântul lui Dumnezeu, fiindcă mirele zăbovea, au țipit toate și au dormit. La miezul nopții s-a auzit o strigare, iată mirele, ieșiți-i în întâmpinare. Atunci toate fecioarele acelea s-au sculat și și-au pregătit candelele. Cele nechipzuite au zis celor înțelete, dați-ne din unde lemnul vostru, căci ni se sting candelele. Atunci, când alegi să stingi lumina pe care Dumnezeu ți-a dat-o. Mă doare atâta de mult că trăim vremea pocăiților de paie, iertați-mi expresia. A oamenilor care la început sunt în foc pentru Iisus Hristos. Și pe parcursul vieții lor se sting. Știți că sunt trei pași spre cădere? Primul pas spre cădere este obișnuința sau rutina. Bisericile merg cele mai multe din inerție. N-au treabă, programe, nu încurcă Dumnezeu nici la programe, nici la nimic. Merg așa din inerție bisericile, fără nicio treabă. Mergi în unele și peșteri. Știi, Domnule, cum începe, cum se termină, știi la toate. Merg așa, Domnule, ca și pe roți, încet, din inerție. Asta e rutina, aceleași cântări, aceiași oameni plictisiți la predică. Nu vezi pe nimeni să plângă. Nu vezi pe nimeni să-și ridice mâinile sus, că trăim vremea în care unul s-a scuzat într-o biserică, de fapt o biserică s-a scuzat, că ei nu ridică mâinile în sus fizice, că ei ridică numai mâinile spirituale sus, mâinile inimii. Și am zis, serios? Sunt o grămadă de oameni plafonați, fosilizați, în tradiționalism, în legalismul perfecționist. De mult Duhul lui Dumnezeu nu mai lucrează. Vin la biserică, merg aceiași oameni. Parcă plimbă ursul. Mai harul să mai stau în față, să vezi, frate, zice, cum vin la biserică unii, cum deschid ușa, parcă vine așa gale, parcă vin la moarte. Și la un moment dat, deci am ajuns, iertați-mă, că dacă, când biserica ajunge deformată, are nevoie să fie reformată. Și când te duci să te întorci să dai mâna cu vreunul, cu altul, biserica la sfârșit, unele sunt pe locuri, fiți gata și start! Nu-i mai vezi pe unul! Toți în mașini, la sarmale, domnule! Toți sunt acolo! Avem o gândire atât de proastă, că noi zicem, știți că i-a zis Iisus Hristos bisericii din Efes, ce am împotriva ta este că ți-ai părăsit și ai făcut-o într-un mod intenționat și voit. Ai vrut să faci lucrul ăsta. Ai ales să faci lucrul acesta. Ți-ai dorit să faci lucrul acesta pentru că ai înlocuit iubirea mea cu alte iubiri din viața ta. A avut grijă să-i spună într-o zi cineva soției mele, în momentul în care l-a primit pe Domnul în inimă, i-a zis, a, zice, ești bucuroasă, da. Îl iubești pe Iisus, da. Auzi. O să-ți treacă. Dragostea
De pe urmă, trebuie să-mi treacă pe cea din tâi. Dacă tu nu-L iubești pe Iisus Hristos mai mult decât în ziua botezului, e o problemă. Ascultați-mă ce vă spun. Nu e o normalitate, spunea Iisus Hristos. Numai noi am transformat și ne-am făcut doctrină din asta. Cântăm cântarea aceea care e frumoasă, dar nu-i biblică. Întoarce-te la dragostea din tâi. E frumoasă, dar nu-i biblică. Iisus Hristos spunea, nu te întoarce la, nu mă interesează la dragostea din tâi să te întoarci, ci la faptele tale din tâi. Pentru că dragostea de pe urmă trebuie să fie mai mare ca cea din tâi. Spunea un predicator, nu mai blestemați mirii, dorindu-le ca în ziua nunții, dragostea lor să ajungă la fel, să fie la fel, să-i blestem. Se blestem. La 90 de ani trebuie să-ți iubești nevasta mai mult decât la 89 de ani, ascultă-mă. Dar avem gândirea asta că totul trece. Că așa o au și unii. Apropo, fac o paranteză aici, m-am întâlnit cu un frate din biserică exact după nuntă și îmi zice, a, zice, te-ai căsătorit, da. Zice, miere? E. Auzi, o să fie dulceață. Mm-hmm. Și zahăr, zice el, după aia. Și am vrut să văd până ajunge. Știți unde a ajuns? La Pelin. Nu? Dacă erai în stare, apropo, intervin în domeniul ăsta un pic, că dacă erai în stare să înconjori pentru nevasta ta când i-ai dat inelul de logodnă, de 7 ori pământul, acum ți este greu să mai aduci un par cu apă. S-ar putea ca unui bărbat să se trezească azi. Dar ce nu poți mere tu? Dar când era... Ce povestești? Că era în capătul celălalt al Oradiei. Și ea dincolo, la granița cu Ungaria. Și când te ziceai, când vedeai apelul ei, iubitule, deja erai și pe mașină. Dacă nu mergea, n-aveai bani de motorină, îți luai Adidas și de alergare și zici că alergi un pic. Oameni buni, așa facem și noi de multe ori cu Hristos. În primul rând care intervine este rutina. Pe urmă, intervine rugina. Ți-i greu. Am o biserică, o slujesc, dar cu drag o slujesc. Așa au fost învățați frații de zeci de ani. Ca și bisericile tradiționale, dimineața, full, la cină, plin, seara, bate vântul. S-au ruginit, frați, de-abia se mai coboară jos. Unii gândesc, băi, n-am lucrat toată săptămâna, am fost dimineața, la ce să mai duc și seara? Băi, ăștia n-au înțeles niciodată care e rolul și rostul bisericii și nici măcar nu știe rostul lui care e biserica. Nu și-l știe. Și la un moment dat... Am un prieten foarte, foarte bun și l-a sunat un frate din ăsta în cărui viață a intervenit rugina și a zis, frate, sunt bolnav, nu vin să-mi faci ungerea. Prietenul ăsta meu e păstor prin Oltenia, pe undeva păstorește o biserică. Și a zis, vin. Ajunge a doua zi la el acasă, bate, nu răspunde nimeni, încearcă ușa. Intră și ce să vezi, fratele nostru era în fața unei plasme așa din el. La un film cu turci. Că avea de toate Dorel, că nu-i mai cucerez turcii prin sabie. Ne-o cucere cu telenovelele. Dieni. Și îi zice fratele ăsta, frate, te rog frumos, 10 minute, n-am pierdut niciun episod. Stai 10 minute și ne apucăm de treabă. Păi stă ăsta meu cât stă, pe urmă iară, frate, am venit să-ți fac ungerea. Păi stă iară cât stă și a zis, frate, ne apucăm de treabă. După, frate, încă un pic, n-am pierdut niciun episod, te rog frumos, încă 10 minute. Să plictisește omul ăsta meu. Și zice, știi ceva, îi zice, să te ungă turci, că am plecat. Dragii mei, e o realitate pe care noi o trăim astăzi. Nu, apropo, Cupa Mondială, nu? Să vezi, o să fie tot mai puțin, mai ales când e finala. Să nu fie finala pe la ora asta, o
o să fiți jumate din bărbați aici. Să vă păzească Domnul. Nu rostesc un blestem, ci o binecuvântare. Să ardă toate plasmele atunci, când o să vă uitați voi și biserica o să fie aici. După ce intervine rugina, intervine ruina. Și nu-l mai vezi. Nu îl mai vezi la biserică. Nu îl mai vezi. Decât la Paști și la Crăciun. Pentru că deja omul e ruinat. Înțelegeți? Dureros. Dureros. Atunci când nu mai ai pasiune pentru Dumnezeu, uite-te la tine cum ești astăzi. Uite-te la viața ta cum e. Mai coboară prezența lui Dumnezeu peste tine. Sau ești genul de creștin tigăoace, frumos, dar gol. Mai ai experiențe cu Duhul lui Dumnezeu. Te mai trezește noaptea cum te trezea înainte. Îți mai revelează vise și planul lui prin vise, prin Scriptură. De-abia aștept să vii la biserică duminica dimineața sau duminica seara. Cum poți să zici că-L iubești pe Iisus? Cum poți să cânți că-L iubești pe Iisus și tu nu-i dai 5 minute pe săptămână? Că pocăiții nu mint toți, dar cântă minciuni majoritatea. Nu lăsa lumina ta să se stingă, ascultați-mă. Dacă s-a stins lumina ta, lumina lui Iisus în viața ta, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să o prindă din nou în seara asta. M-am uitat la biserici care au început foarte bine. Extraordinar de bine au început bisericile astea și au sfârșit în rutină, plafonați în rugină și pe urmă în ruină. Știți că la un moment dat începe viziunea, știți cum crește biserica? Știți, vă aduc aminte, începe de la nivelul de viziune, pe urmă nivelul embrionar, pe urmă nașterea bisericii, copilăria bisericii, tinerețea bisericii, când e copilărie și tinerețe, tot vor să facă ceva. Frate, zice, este ceai? Nu este, zice, aduc eu. Prăjitură cine aduce? Nu știu, nu nimic, fac eu una. Frate, zice, cine voie aici în ea cu trapaletul, cu să lipim un pic asta în ea? Da, vreo 50 de bărbați care vor să facă câte ceva. Pe urmă, maturitate, când lucrurile se așează. Domnule, se așează, toți sunt liniștiți, toți știu rolul în biserică. Biserica e împărțită pe departamente, pe urmă intervine cuibul gol. Dacă cuibul ăsta gol când intervine, cum zicea Martin Luther, biserica trebuie să fie totdeauna reformată. Și dacă biserica când intervine cuibul gol nu experimentează revărsări repetate ale Duhului lui Dumnezeu, biserica aceea începe să meargă. La nevoie de reformă, că ajunge deformă, pe urmă la îmbătrânire, pensionare și moarte. Și când biserica ajunge la nevoia de pensionare și moarte, intervine inevitabilul separarea, disensiunea. Și ascultați-mă, cele mai multe treziri spirituale n-au venit de la păstori, deși sunt și eu acolo. Și au venit de la membri simpli. Răsat în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Pentru că voi, ascultați-mă ce vă spun, în momentul în care nu veți mai fi sare, lumină și cetate, oamenii de aici nu se vor mai pocăi. Pentru că în momentul în care biserica nu va mai arde, oamenii nu se vor mai întoarce la Dumnezeu. În momentul în care biserica nu va săra, oamenii nu se vor mai întoarce la Dumnezeu. În momentul în care biserica nu va mai fi o cetate așezată pe munte, să o vadă toți! Mi-a spus un frate, un prieten de-a meu, zice, Marius, de la rugăciune, de la stăruință, m-a dus direct la Bac. Și am zis, ce ai făcut de la stăruință? Te-ai dus direct la Bac? Da. Deci am stat în rugăciune toată noaptea cu tinerii bisericii. Bun, ce ați făcut? La ora 2 noaptea, vecinul care era lângă biserică nu avea nicio treabă cu Dumnezeu, nu era evanghelic, nu era nici pentecostal, nici baptist, nici creștin după Evanghelie, trântește ușa pe la 2 noapte, noi ne rugam încă. Și au zis, oameni buni, ieșiți afară, vă arde casa. Am ieșit afară toți și peste casă era o pară mare roșie de foc care n-atingea acoperișul.
Omul acesta a intrat acolo în podul casei, în podul bisericii și a strigat de acolo: nu-i foc aici, îi Dumnezeu striga. Și am zis: slavă Domnului, dar spune-te, ce ai simțit în momentul în care s-a coborât prezența lui Dumnezeu acolo? Zice Marius, eram toți, ne țineam de mână. Și în momentul în care s-a coborât prezența lui Dumnezeu, mi-am deschis ochii. Eram ridicați toți de la pământ, jumătate de metru. Vin din Biserica Baptistă, 8 ani de zile, am crescut în Biserica Baptistă. Știți ce mă doare? Zic că bisericile pentecostale încep să devină din ce în ce cesaționiste. Când ai experimentat ultima dată umplerea cu Duhul lui Dumnezeu, de aceea te chinui. Că n-ai cum să-ți împingi mașina vieții tale dacă nu funcționează cu benzină, dacă n-ai benzină, poți să ai cea mai frumoasă mașină. O împingi doar și ajungi să obosești. Și să nu mai ai putere și să te târăști din punct de vedere spiritual și să trăiești din duminică în duminică la reanimare cu pastile, cu câte o predică. Și să fii chinuit în timpul săptămânii, pentru că Duhul lui Dumnezeu nu te mai vizitează, nu te mai umple. De aceea biserica și voi și eu avem nevoie să avem repetate umpleri, repetate umpleri cu Duhul lui Dumnezeu, pentru că în momentul în care nu le mai avem, vom ajunge la ruină. A fost cândva biserica Genesa și? Și ce dacă nu și-a atins scopul pe care Dumnezeu a așezat-o? În momentul în care nu trăiești pocăința, ești vinovat. În momentul în care spui capăt vieții tale să nu mai intervine Duhul lui Dumnezeu, ești vinovat. În momentul în care nu mai stai să curgă izvorul lui Dumnezeu peste viața ta, în momentul în care nu mai predici Evanghelia lui Iisus Hristos, ești vinovat. Știți, oameni buni, că noi tot așteptăm să se umple bisericile noastre. Câți membri sunteți, Costel? Bun, hai să o iau la 3 ani. Fiecare dintre voi să ia un om, să se roage, să postească și timp de 3 ani să vestească Evanghelia, să-l aducă. Cât vor fi? Dacă 150 sunt acum, peste 2 ani, 3 ani, cât vor fi? 300. Și dacă cei 300 vor face la fel, cât vor fi? Trei. Ceasul ăla merge bine? Ei. Cele înțelepte le-au răspuns nu, ca nu cumva să nu ne ajungă nici nouă, nici vouă, ci mai bine duceți-vă la cei ce vând un de lemn și cumpărați-vă. Când prostia te bagă în iad, atunci când începi să cobori standardul Scripturii. Cele înțelepte au zis, nu ne vindem principiile. Pentru că o grămadă dintre oamenii au început și unii dintre voi cu niște principii și idealuri extraordinare. Standardele Bibliei ridicate de tot. Și unii au sfârșit să zică, domnule, să nu mai e păcat, îl coborăm, să-l putem trece. Unii dintre voi v-ați găsit justificare în Scriptură la păcatul pe care îl faceți. Pentru că așa ajung oamenii că în momentul în care coboară standardul lui Dumnezeu să justifice păcatul cu Scriptura. O să caut exemple. Și David a păcătuit și a fost împărat. Dar unii ar vrea iertarea lui David, dar nu consecințele lui. Ce se întâmplă când coborăm standardul lui Dumnezeu? Când coborăm standardul lui Dumnezeu, în mintea noastră automat se naște un Hristos tolerant. Adică merge și așa cu El, oricum. Domnule, putem să cântăm, chiar dacă în viața noastră nu e în conformitate cu Biblia. Putem să predicăm când trăim păcate ascunse. Putem să cântăm chiar dacă trăim păcate ascunse. Mă miră de unii cum nu le frică. Știți că la un moment dat
întâmplarea cu Uza când o trimis chivotul filistenii într-un car nou și David bucuros, ăștia toți leviții, fericiți pe acolo, cântări de laudă, worship, închinare, predicatori. Și la un moment dat, carul face așa și chivotul dă să cadă. Și Uza, stai să ajut un pic. Momentul în care a pus mâna, spune Biblia că l-a rupt Dumnezeu acolo în două. David supărat. Doamne, ce ai făcut? La care David a zis, Dumnezeu i-a zis, uite, legea mea, chivotul trebuia dus de leviți pe umăr. Eu nu-mi compromit sfințenia cu nimeni. Poți să fie cel mai tare predicator, poți să fii cel mai înțelept om, poți să fii cel mai bun dintre cei mai buni. Dumnezeu zice, nu îmi compromit sfințenia și nu o negociez oricine ar fi. Și David, și Uza, și Marius, și Costel, și Alex, și oricine ar fi. Eu nu-mi negociez sfințenia pentru mine, sfințeniei, sfințenie. Există o familie, eu cred că familia asta este de undeva din Vechiul Testament. Faptele Apostolului, capitolul 5, e o carte a Vechiului Testament. Foarte frumoasă. E undeva o găsiți în Vechiul Testament, cartea asta. E noul? Sigur, e noul. Vă întreb, e noul sau e vechiul până la urmă? Noul? Sigur? Deci, sigur e noul, nu? Bun. Bun, sigur e noul. Nu vreau să fac o greșeală teologică, pentru că nu există diferență între Dumnezeul vechiului și a noului. Este același Dumnezeu care vindecă, ne dă papa, ne mângâie, ne ajută când avem probleme, de la același Dumnezeu care pedepsește păcatul. Asta să nu uitați. Ieri, astăzi și în veci. Întâmplarea începe cu Barnaba, fiul mângâierii, care a avut un ogor. Dați-mi voie că prin un ogor înțeleg un hectar, două, trei. Ce a zis omul ăsta? Doamne, vreau să fac un sacrificiu pentru biserică, da, pentru biserică, să vând ogorul acesta și banii să-i aduc la picioarele apostolilor și au zis pentru nevoile sfinților. Zici și făcut, au vândut ogorul, l-au dus, l-au pus la picioarele lui Petru, Anania și Safira. Zice, ai auzit? Zice, cât de lăudat e asta, mă? Extraordinar. Barnaba în sus, Barnaba în jos. Pe rețele de socializare, Barnaba lăudat. Pe grupul bisericii, Barnaba lăudat. Păi, extraordinar. Și noi? Acum, dați-mi voie, sper să nu mă se supere surorile pe mine, eu cred că a fost un pic inițiativa ei mai mult decât a lui. Pentru că în spatele oricărui bărbat care face ceva, există o femeie care împinge. Și a zis, mă, tu nu predică îndemnuri, nimic, mă. Și tu n-ai. Hai, mă, să vindem moșioara asta și să facem și noi ce-a făcut Barnaba. Să fim și noi, din start, motivație greșită. Zis și făcut. O vândut moșioara, o pus-o pe ora de anunțuri, pe ziare, pe nu știu ce. Vinde moșioara, dar ce să vezi? Deci o pus-o, dacă moșioara valora undeva la 15.000 de euro, o pus-o la 20, la 20 pe ea. Și ce-o zis? Auzi, hai să punem vreo 7.000 deoparte pentru vremurile grele. Război, Putin, curentul, știi tu bărbate, nu? Bun. O pus banii ăștia și tot pe el o împins. Acum ce te duci tu? Te duci tu la Petru și zici, frate Petru, uite, toți banii ți-am dat, uite aici, uite ce oameni de treabă suntem. Zici și făcut, s-o dus la apostolul Petru, Anania, cu banii și-o zis, frate Petru, toți banii aici. La care s-a uitat Petru la el și-o zis, toți, toți, și până la ultimul bani, toți, frate. Îți pocăit acum, mă pune să jur pe Domnul. Și la un moment dat zice cuvântul lui Dumnezeu că s-a uitat Petru la el și a zis, unde s-a putut naște un gând, un astfel de gând în inima ta? Tu n-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu.
Și spune cuvântul lui Dumnezeu că a căzut bărbatul acesta în adunare și a murit. După vreo 3 ore vine și nevastă sau întreabă Safira cu atâta. Da, frate Petru, cum de v-ați înțeles între voi să mințiți pe Duhul lui Dumnezeu? Cele care l-au luat pe bărbatul tău sunt la ușă, te vor lua și pe tine și momentul acela a căzut și ea jos. Cum vi se pare Dumnezeu asta? Tertulian spunea la un moment dat că la cina Domnului era așa de puternică manifestată prezența lui Dumnezeu încât ăștia cădeau și mureau acolo unde zice că nu puțin dorm. Și alții sunt neputincioși și bolnavi. Cum vi se pare Dumnezeul ăsta? Știți că, iar între ghilimele, Dumnezeul Noului Testament este mai pretențios ca Dumnezeul Vechiului Testament. Știți de ce? Pentru că în Vechiul Testament, dacă încălcai legea, dacă aduceai foc străin, dacă puneai mâna pe chivot și nu-l duceai pe umăr, dacă aduceai, încălcai legea lui Dumnezeu, venea trăsnetul și murai acolo. Îl așteptau pe preot cu sfoara, cu clopoței și dacă la un moment dat nu se mai auzea, îl trăgeau afară pentru că murea în prezența lui Dumnezeu acolo. Dar ascultați-mă, știți de ce Dumnezeul Noului Testament este mai pretențios? Pentru că n-a dat un taur, n-a dat argint și aur și pietre scumpe în Noul Testament, acum 2000 de ani, pe dealul Golgotei, l-a dat pe singurul lui Fiu. Pe Iisus Hristos, mielul lui Dumnezeu. Ce pedeapsă va primi acela care calcă în picioare sângele legământului și batjocorește pe Duhul Harului? Mă apropie de încheiere. La un moment dat, într-o noapte, caz real, un păstor din Cluj primește un telefon la ora 2. La celălalt capăt al firului, un enuriaș de-a lui, membru, și îi zice, frate păstor, te rog frumos, vină până la mine acasă. Păstorul îi zice, omule bun, e 2 noaptea, nu mai putem să amânăm până dimineață. La care omul ăsta îi zice, frate, nu mai pot dormi, tremur tot. Ce s-a întâmplat? Îți povestesc eu. S-a dus păstorul la el, a traversat Clujul, a ajuns la el. Și a zis, frate păstor, am avut un vis. Nu mai pot dormi, tremura omul nostru tot. Am visat că am murit. Și stăteam în fața unei săli mari de judecată. Judecătorul era Hristos. În fața mea erau 3 oameni. A intrat primul, a întrebat Hristos pe primul, unde te vei duce? În cer sau în iad? Primul i-a zis, în iad. Și atunci Hristos i-a zis, acolo ți este locul. A urmat al doilea. Aceeași întrebare i-a pus Fiul lui Dumnezeu, unde te vei duce, în cer sau în iad? Cel de-al doilea i-a zis, Doamne, adu-ți aminte că într-o zi m-ai chemat de pe calea largă spre calea îngustă. Mi-ai dat mâna de jos și am recunoscut că am fost un imaginar și nu un real. M-am pocăit de legalismul meu perfecționist și de aroganța mea. M-am prăbușit înaintea ta și am zis, indiferent că nu voi mai fi popular, Doamne Dumnezeule, eu te urmez pe tine până la sfârșitul vieții și nu mă mai las. Și iată-mă aici. Hristos îi zice, vino binecuvântatul Tatălui, demoștenește aceste lucruri. A urmat al treilea și urmam eu. L-a întrebat pe cel de-al treilea, unde te vei duce, în cer sau în iad? Și al treilea, cu nesiguranță în voce, i-a zis, nu știu. La care Hristos, cu un glas de tunet, i-a zis, în iad, îți este locul, blestematule. Am urmat eu, spune omul nostru. Stăteam în fața lui, mi-a pus și mie aceeași întrebare, unde te vei duce, în cer sau în iad? Cu inima, cu buzele, vreau să zic, Doamne, sunt membru la Geneza. Sunt membru în bisrița. Nu sunt nici cel mai rău, dar nici cel mai bun. N-am eu râvna cea mai mare, dar mai fac din când în când câte ceva. Nu sunt eu, Doamne, primul, dar nici chiar ultimul depravat nu sunt.
M-am născut în familie de pocăiți. Știi, m-am botezat. Dar nu puteam să spun cu buzele. Doar ce-mi dictează inima, spunea omul. Și inima mea îmi spunea, nu știu, nu știu. Și m-am trezit. Am spus întâmplarea aceasta la o slujbă și o fată din biserica noastră morală a venit la mine și a zis, Marius, nu sunt născută din nou. Și am zis, nu contează, mergeau oameni, era gata serviciul și am zis, Imina, în momentul ăsta îmi pun mâinile peste tine și ne rugăm ca Duhul Domnului să te nască din nou. E sigur? Sau nu știe? Când fetița mea, cea de-a doua, Ana, era un pic mai năstrușnică. Eram cu frații la rugăciune și am zis, Ana, tati, mami, frații se roagă, te rog frumos, fii cu noi sau te duci în cameră unde și la copii. Eu am spus, eu am auzit. După 4 apeluri eșuate, în care mi-au dat la toate respins, mi-a luat fetița ca un tată responsabil, laud pe Domnul că nu sunt în Austria, Germania. Să mă duc să aplic o certare așa în cameră. Pe drum mă mângâia pe față și îmi zicea, tati, aveam 4 anișori, nu mă fac, mă pocăiesc. Am lăsat-o jos și am zis, Ana, tati, îți dă o șansă, te iartă. Știi ce-mi doresc în această seară? Să auzi și tu iertarea asta. Dincolo de vocea mea, să auzi pe-a Duhului lui Dumnezeu. Te iartă, tata. Indiferent cât ești delegat, de robit, de imaginar. Poate ești aici, soț și soție, și jucați un rol doar. Și nu vă înțelegeți de ani și ani de zile, dar sunteți bine. Te-ai botezat și n-ai fost născut din nou. Am un prieten care a zis 37 de ani am fost pentecostal și de 5 luni și pocăit. Poate te-ai botezat doar că părinții te-au forțat să le faci pe plac părinților tăi, să fie și ei în sfârșit fericiți. Că nu sunt o grămadă de farisei în biserici, mai nevoiești de unul. Dar inima ta n-a fost cu adevărat pătrunsă de prezența lui Dumnezeu. Știți de ce stau în picioare după 20 de ani? M-am întors primul din familia mea la Domnul, neam de neamul meu n-am mai fost pocăit, pentru că am găsit în Iisus ceva mult mai frumos decât mi-a putut oferi lumea. Doamne, te iubesc! Pentru că m-ai ridicat din noroi. La fel vrea să facă Iisus Hristos cu tine astăzi. Să te ridice din noroiul vieții tale și să te pună pe stâncă, cum zicea David în Psalmul 40, și să pună în gura ta o cântare nouă. O laudă pentru Dumnezeul meu. N-ai vrea în această seară să fie eliberat de Domnul? Gustav spunea, Psalmistul în Psalmul 32, David, să vedeți ce bun este Domnul. N-ai cum să spui, nu-mi place de Iisus, până când n-ai gustat din Iisus. Și în momentul în care guști din El, o să scuipi automat tot noroiul lumii pe care l-ai înghițit. O să-l scuipi! Și-a chemat un prieten de-a meu, un alt prieten la evangelizare, și a zis, hai cu mine, mă, nu vin, hai te rog. Hai că vin. Și pastorul așa un pic mai râvnos, așa la sfârșitul evangelizării, s-a ridicat și a zis, fraților, să ne rugăm să se închidă barurile. Biserica a zis, amin! Să ne rugăm să se închidă cluburile. Amin! Să ne rugăm să se închidă păcănelele și jocurile de noroc. Și a zis toți, amin, amin!
pus pentecostalii noștri pe rugăciune aia puternică de tot. La sfârșit, prietenului meu o zis, băi, eu nu mai vin veci la voi. De ce? Pentru ce iubesc eu cel mai mult, voi v-ați rugat să închidă-mă. Iisus Hristos spunea că împărăția cerurilor este ca un mărgăritar, ca un om care caută mărgăritare, valori, și când găsește unul de mare preț, vinde tot ce are ca să-l dobândească. Acel mărgăritar, ascultă-mă, Iisus este mărgăritarul acela. Și când oamenii îl găsesc, te întreb, mă, dar ce s-a întâmplat în viața ta de nu mai vii? Nu-ți mai place fotbalul să-l mai joci? Nu-ți mai place aia să o faci? Nu-ți mai place să te îmbraci așa? Nu-ți mai place să mai vorbești așa? Nu-ți mai place să te comporți? Ai renunțat la băutură, la droguri, la pornografie, la o grămadă de adicții? Nu mai vii cu noi? Nu! De ce? Pentru că am găsit în Iisus ceva mult mai frumos decât mi-a putut oferi lumea. S-a întâlnit Iisus cu o femeie, cu un trecut zbuciumat, cu un gol imens în inimă. Era la o fântână. Și a zis, Iisus, femeie, dă să beau. S-a uitat femeia la el și a zis, tu, bărbat iudeu, cer de la mine o samariteancă să bei. Ce femeie, zicea Iisus, văd în viața ta un gol imens. Îți văd sufletul în zdrențe. Ascultă-mă, eu am altă apă. Apa asta, dacă o bei până ajungi acasă, culegi găleata jumate. Îți trebuie iară. Dar eu am o apă. Eu sunt singur care pot să satisfac setea sufletului tău. Ascultă-mă, căutător de fericire, dar nu cauți o netrabă. Mâncător de surogate, îți hrănești sufletul numai cu mizerii. Și-o zis, femeia asta vrea o apă asta, cheamă pe bărbatul tău. Nu, cinci ai avut. Și acum apă asta care l-ai nu ți este bărbat. Unde știi? Ești proroc tu? Și a zis, de cine vorbește cu tine? E Mesia. Știi cine în seara asta aici? Prin cuvântul lui, prin Duhul lui, e Domnul. Haideți să ne ridicăm. Și în timp ce ei vor veni și vor cânta, dacă este cineva în seara asta care vrea să-și dea viața lui Iisus, să-și o rededice, pentru că din creștin de foc a ajuns un creștin și un pocăit de paie. În timp ce ei cântă, eu voi veni aici și te voi aștepta. Știu că ai nevoie de rugăciune. Știu că ai avut nevoie ca Dumnezeu să-ți vorbească. Știu că ai nevoie să te întorci și să te prăbușești înaintea lui Iisus și să spui, Doamne, mai poți face ceva cu mine? Și Dumnezeu, da, mai pot. A îndrăznit să vii aici înseamnă o asumare. Tu-ți asumi că vrei să-L urmezi de astăzi cu toată inima. Tu-ți asumi că vrei să-L iubești la sfârșitul vieții tale pe Iisus mai mult decât o faci acum.